Odată cu trecerea timpului, primăria se află din ce în ce mai mult în dificultate în ceea ce privește punerea în funcțiune a pieței de gro pentru pește, obiectiv care a devenit mai cunoscut drept piața de pește. Anul trecut a fost înființată o direcție în cadrul primăriei și un departament denumit Serviciu Administrare Piața de Pește, care ar fi trebuit să se ocupe de funcționarea pieței. Au fost publicate anunțuri pentru angajare de personal, dar s-a renunțat repede. Au fost angajați doar directorul direcției și șeful de serviciu și s-a decis ca piața de pește să fie scoasă spre închiriere. Prima licitație de închiriere a avut loc pe 24 martie, a doua pe 5 aprilie, iar cea de-a treia pe 19 aprilie. Fiindcă nu a fost nimeni interesat, a fost anunțată deja a patra licitație pentru data de 4 mai. Înființarea direcției și serviciului care ar fi trebuit să se ocupe de piața de pește au fost prezentate spre sfârșitul anului trecut ca o mare realizare la primăria municipiului. Spunea primarul Nicolae Barbu despre faptul că nu va fi cedată piața de pește vreunei firme, ci va fi administrată de către acest departament. La scurt timp a fost anunțat faptul că piața este scoasă spre închiriere și, așa cum menționam, au avut loc trei licitații până acum, cea de-a treia fiind programată chiar ieri, și nimeni nu a fost interesat să preia această piață de pește. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla pe 4 mai, fiind a patra licitație programată la această dată, dar din ceea ce s-a întâmplat până acum, este clar că nimeni nu vrea să ia această piață de pește, mai ales că este vorba despre o chirie enormă, este vorba despre peste 190 de milioane de lei vechi, care sunt ceruți drept chirie minimă din oferta pe care o așteaptă primăria pentru această piață de pește. Timpul trece, iar piața de pește stă în continuare închisă, nu produce nimic, iar cheltuielile de întreținere sunt plătite, bineînțeles. Situația pieței devine din ce în ce mai delicată, fiindcă ea trebuie să funcționeze la parametrii normale, aceasta fiind o obligație asumată de primărie prin contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Agriculturii. Deja primul an de operare la piața de pește se va încheia în luna septembrie, iar primăria a raportat încă din data de 4 aprilie că gradul de ocupare al pieței ar fi de 60%. Realitatea este însă alta, iar riscul ca municipalitatea să fie obligată să dea banii înapoi la Ministerul Agriculturii este din ce în ce mai mare, fiindcă regulile sunt clare. Atunci când nu ai respectat prevederile din contractul de finanțare, returnezi banii. Și vorbim aici de peste 1.600.000 de euro pe care s-ar putea să îi piardă bugetul municipiului. Va rămâne în schimb cu o piață de pește care nu folosește nimănui, după cum se poate constata cel puțin la acest moment. Nu în ultimul rând, amatorismul cu care este tratată această situație reiese chiar de pe site-ul oficial al primăriei, acolo unde se poate vedea că unul dintre anunțurile de licitație a fost postat pe 7 aprilie, dar data licitației trecută aici este 24 martie.